Bună seara, oameni dragi, și bine v-am găsit la un nou episod de la Open Podcast. Bună seara, oameni buni. Astăzi vă așteptăm într-un cadru, o idee mai intim, relaxant. Am un singur invitat, pentru că așa am vrut. Iar alături de mine este Alex Ioniță, după cum presupun că știți deja. Alex, bine te-am găsit. Bine te-am găsit și eu, Sorin. Oamenii nu știu cine sunt încă, dar o să știe. O să descopere, da. Sper, în totalitate. Cu siguranță. Absolut tot ce se poate spune despre Alex Ioniță astăzi se va spune. Perfect. Aș vrea să începem acest episod de podcast prin o reclamație pe care o am și totodată să adresăm subiectul cel mai topical al știrilor din această perioadă. Așa. Dacă vă aduceți aminte, când a fost discuția cu păcănelele și se vorba foarte mult despre asta, bineînțeles, da. Cu toți eram împotriva acestui curent. Toți eram, da. Și noi aici la podcast. În podcast care nu s-a postat, am vorbit despre asta. Ulterior, aflând că, băi, Rose Battle, așa, da. Nu s-a putut. Nu deci, s-a putut, din da. Punct de vedere financiar, nu s-a putut. Așa. Acum mi-aș dori foarte mult să vorbesc despre piesa Macarena. And All of a Sudden s-a apucat godină de stand-up. Da. Am I cursed? Nu ești cărți și eu chiar o să fac, o să fiu, cred că, în deschiderea unui show al lui Godin, așa că nu pot să zic foarte multe dacă vreau să am acea deschidere. Da, așa e. Glumesc, mă, hai să vorbim. Tot ce vreau să spun despre această piesă este Marian. Că este foarte nice. Ok. Și mă gândeam astăzi așa în filozofia mea că a făcut ceva ce cred eu că arta poate să facă. Și anume, m-am uitat la podcastul Micuțu ieri și astăzi m-am uitat la Dragoș Pătraru, care l-a avut invitat pe Gelu Duminică. Ok. Și mi s-a părut că s-au întâmplat aceste conversații, care sunt foarte importante și foarte nice, pentru că a existat această piesă care ne-a întărătat în această direcție. Deci, iată, artă având un impact social și ducându-ne mai aproape de un lucru cu adevărat important și punându-ne față în față cu niște lucruri despre care discutăm și căutăm soluții la ele. Deci, mie mi se pare că piesa Macarena, adică Isaac, este artă. Da. Da, nu e o piesă de topuri sau pe care o să o mai asculti. E un manifest. Absolut. Care... E o piesă da. Într-o misiune da. Care și-a făcut treaba. Ceea ce mi se pare minunat. Eu fiind un pic mai bătrân pe internetul ăsta da. Și văzând și în străinătate ce se mai întâmplă, adică eu mă bucur că e un mesaj și Erica a făcut-o în principal pentru generația ei, dar se tot întâmplă odată la ceva timp chestia asta. Absolut. Nu e ca și când e prima oară când cineva vorbește despre problemele astea. Așa ar părea pe internet zilele astea, că cum a venit Erica Isaac și n-a mai vorbit nimeni despre faptul că femeile își dau share location. Când nu era WhatsApp, femeile își dădeau oarecum share location, adică întotdeauna erau semnalate problemele astea și acum pentru generația asta poate e un nou semnal de alarmă, în 5 ani o să vină altcineva care o să facă o piesă asemănătoare probabil și o să mai tragă un semnal de alarmă și nu știu dacă se vor schimba lucrurile din păcate, cred că asta e concluzia mea cinică. Bă, sigur se schimbă lucrurile. Zici? Păi nu e schimbarea singura constantă a lecționiță? Nu, eu simt că poate Colo a avut un impact mai mare asupra băieților decât piesa Ericăi. Interesant. Că interesant, uite, ai văzut Colo că a fost luat de poliție și nu a putut să-și folosească contul de YouTube, că a fost mârlan cu femeile. Cumva Colo este un exemplu de uite cât de rău pot să fac și totuși să nu pățesc aproape nimic, vărceli nimic, da. Sau să fiu ok și să... cumva să mă reabilitez repede în acest proces. Eu nici n-am urmărit hate-ul pe care l-a primit Erica. Eu cunosc pe Erica. Am urmărit doar practic oamenii din bulă care răspund și sunt încă șocați că se întâmplă lucrurile astea și sunt come on guys. Trebuia să știți că se întâmplă lucrurile astea. Și dar nu știu exact cât de mult se va schimba, știi? Asta e singura mea chestie. Mă, e posibil, tristă, dar e fain că, uite, pentru unii înseamnă ceva să ajungă în top o piesă din asta. Clar. Cred că îi schimbă acolo mai mult, că e în trending piesa asta. Da. Și mulți oameni care erau, bă, dar unde mi-e Maneaua? Băga-mi și picioarele. Că eu voiam să ascult Maneaua mea din trending azi. Acum trebuie să asculte piesa asta și să fie, aoleu, eu sunt Mirel? Sau nu sunt Mirel? Poate își pune întrebarea asta, sper. E o perspectivă foarte bună. Mi se pare, apropo de ce ziceam, că genul ăsta de manifest, el nu are neapărat menirea să rezolve el în sine ceva. Da. Cât acum toți avem aceste urechi ciulite către subiectul respectiv da. Și acum vin meseriașii, vin sociologii, vin psihologii, da. Adică
acum acești oameni care nu e ca și cum nu vorbeau despre asta, brusc au primit această mega portavoce și în tot acest discurs schimbă ceva. Cum de altfel, dacă ne uităm în jurul nostru, sunt mai puține reclame la păcănele după ce am vorbit despre asta. Da, absolut. Sunt. Înseamnă că nu mă loveau pe mine nici înainte. Sunt poze din astea celebre cu înainte și după. Înainte cu și după cu reclamele, ok, da. Probabil. Evident, sunt mai puțin, de aici până la eradica problema e un drum, dar facem niște pași mâncați și care cumva ne bucurăm de asta. Da. Și e șocant, pentru mine tot timpul a fost foarte interesantă treaba asta. Eu cu toate fetele cu care am interacționat, toate aveau chestii din astea care pentru mine erau fascinante de securitate. De... Eu, spre exemplu, am descoperit acum câțiva ani că dacă apeși pe butonul de on-off de la telefon de 3 ori, îți sună, da. Face o poză cu camera frontală, cu camera de... îți trimite locația și poți să ai 3 persoane în agendă cărora le trimite coordonatele tale. Pentru că niciodată nu am simțit nici măcar nevoia să am asta, cumva, știi? Dar e clar că dacă n-am avut eu nevoia asta, nu înseamnă că feature-ul ăsta nu e degeaba aici. E clar că sunt oameni care se bucură de asta. Da. Bucură în sensul de au nevoie de el și e bine că există. Da. Dar discuția asta fiind pe masă, mi se pare wonderful. Da, și ce mi se pare mie că, n-aș vrea să vorbim prea mult despre ce vorbește toată lumea, ci să găsim poate alte unghiuri. Mi se pare că ar trebui piesa asta poate să fie și un semnal de alarmă și pentru fete. Pentru că ele, până la urmă, perpetuează, adică nu mai stați lângă băieții ăștia, nu vă alegeți greșit prietenii, sper. Poate cumva, dar știu că sunt tineri și e greu și e iubire și e nu știu ce. Dar mi se pare că ai putea să eviți pe inseli și să te combini cu băieții ok care acum sunt, wow, nu vine să cred. Cu băieții care te întreabă când mergi spre casă, ai ajuns safe sau chestii din astea. Că, cumva piesa e despre... Bă, viața așa va fi. Din păcate ai băieții ăștia și sunt nașpa și sunt... Nu pot ele să scape cumva de băieții ăștia, poate? Deci... Să excludă ele din viețile lor? Sugestia ta ar fi ca... Nu mă refer la oamenii de pe internet. Da, reali din viața ta care sunt bărlani. Ca procesul de triere să fie mai aspru. Sau să, da, să fii tu mai atentă. Să fii mai conștientă de red flag-uri. Să înveți din red flag-urile altora. Că mereu e chestia aia până nu se întâmplă ție, nu? Și sunt... De atâția ani vorbim de chestii. Nu vezi o crimă la ora 5 și ești tu mai atent cu X, zona aia, cu parcul ăla, că a fost o crimă, ce trebuie să ți se întâmple ție? Ca să... Așa mi se pare și parte, e foarte delicată situația, fiind vorba mai ales de relații sentimentale, că nu vezi the evil side din prima. Poate o nu vezi. Nu vezi când faci sandwich lui în continuu? Nu, eu mă refer la când nu vezi cunoști, cum te tratează? Cumva sentimentul ăla de trimitere de PR la date-uri poate să fie convingător și poate să te manipuleze suficient de bine, astfel încât și în momentul în care începi să vezi chestii alarmante, să le consideri excepții, să le justifici tu în capul tău. Clar le justifici. Și atunci, ula mea, e... Da. Cumva, da, tot educația bărbaților de tineri mi se pare soluția. Bine, educația în sine e soluția pentru orice. Da. Dar mă gândeam la asta. Eu consider că am fost un om cât am putut eu de decent și de bun cu femeile din viața mea. Și ce am observat și a fost frapant pentru mine din totdeauna este că la lucruri pe care eu le consideram common sense, de bun simț, sunt femei care sunt șocate de cât de frumos te porți. Da. Gesturile care sunt gesturi, care sunt îți vin și, intrinsec, nu nici nu te gândești la ele. Nu, pentru nu unele femei sunt sau... Wow, you are a good guy for that normal thing. Exact. Și mi se pare ceea ce cumva, mersi, I guess, într-un fel că dar e un credit pe care i-am pulea că luăm într-un fel. Da. Pentru că îți dai seama că dacă eu te-am întrebat, ești bine când ai ajuns acasă și pentru tine it's a huge thing, înseamnă că ai fost obișnuită cu un alt fel de tratament până acum. Dacă chestia asta care din nou mi se pare cam în sens, pentru tine este ceva extraordinar. Cumva am reușit să o fac tristă. Dar mi se pare, vreau să vorbim despre lucrurile astea. Se pare, că uite, alt unghi pe care nu l-am văzut în bula mea, logic, e impactul la rural al piesei astea. Că iar vorbim și vedem 2 milioane, 3 milioane cât are piesa asta.
Man, poate a avut-o doar Bucureștiul la 3 milioane, adică încă nu știm dacă ne facem laba singuri. Deci îmi spui că numai demograficele... Poate n-am ajuns la Mirei, știi, și chestii. Da, nu-mi dau seama care sunt demograficele. Că na, în același timp când văd manele, n-am nimic cu manele, dar le dau exemplu doar ca popularitate. Când văd milioanele alea, sunt toată țara, man, uite. Toată țara s-a uitat la piesa asta. Sau la Carmen Kindrich sau până la mea. Uite, atâtea milioane, trebuie să știe cam toată lumea, nu mai suntem divizați așa. Da, uite, n-am vorbit cu ai mei zilele astea, chiar nu am întrebat mai cum să dacă au unde să vadă asta, e unde să vadă pe YouTube toate... doar. Cred că probabil mai repede ajunge în presa convențională la ei, gen văd la TV o discuție despre și sunt... S-au făcut, crezi că emisiuni despre asta? Absolut, 100%. Ah, ok, wow. Păi nu mă mai uit nici eu la TV, într-adevăr sunt și eu vinovat. Mă, dacă am făcut research. Gândește-te că a fost un subiect fierbinte pentru ProTV, Brânza Regelui. Bă, da. Îmi imaginez că un subiect ca Erica Isaac... Da, cumva... da, era funny. Asta pentru că e serioasă, îi văd evitând. Interesant. Mie mi se pare că ceva funny vor prezenta, ca și când vedetele Oana Roman își iau țeapă, o să prezinte mai degrabă decât asta, cred. E posibil. Ai văzut cred. Al doilea documentar făcut de Pit? Da, 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 eu chiar am vorbit cu el, mi-a zis ce avea pe țeavă. Da, 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 da. Și e fain, adică cred că o să, cred că, sigur o să mai facă chestiile astea. Dar e incredibil că a ajuns la ProTV și cu al doilea, ceea ce mă face să cred că ești undeva băgat. Crezi? Da, prima oară eram bă, bravo, și acum că te-am văzut iar vorbind Andreea Esca despre tine a doua oară, ești cu ei, am înțeles. Am înțeles, da. Gata, îl descalificăm pe Pit. Da, dă-mă naiba, adică nici Fire n-a ajuns de două ori la ProTV. Adică, come on, nu cred, nu știu. Mi se pare că nu mai au știri dacă trebuie să prezinte acum toate lucrurile. Păi că poate... mi se părea o chestie a internetului, nu văd de ce TV-ul a trebuit să o ia el. Păi, poate ai impresia că e o chestie a internetului, dar poate acest internet este atât de mare... Și noi fiind în el cumva nu ne dăm seama cum arată din exterior, încât poate literalmente are un impact mai mare decât am crede noi că are. Poate, poate. Pizda, măsi. Poate. Oricum, da, nice. Deci, ai o deschidere pentru Marian Godina? Da, mi s-a comunicat. Cum? Eu zic da la orice. Am observat, de asta e și a doua oară aici. Sunt aici. La prima oară când spuneam să fii și pe net. Da. Sunt curios cu ce mindset te-ai urcat pe scenă în deschiderea acestui spectacol. Dar eu nu știu dacă e tematic sau cu ce. Știu că Marian e la început de drum, din ce am aflat. Da. Și la început de drum are nevoie de cineva în deschidere. Și teoretic sunt fanii lui acolo. Da. Dar asta înseamnă că acum eu o să vorbesc despre ce cred despre fanii lui care vrea să audă. Da, înțeleg. Eu înțeleg. Tot la fel prostiile mele o să le am, încercând să fac oamenii de rând să râdă. Adică, nu te costumezi în polițist, nu fii cu ceva wacky. Nu, chiar nu cred că e cazul că... Na, pe urmă, poate să pară că... Cine nu știe că mai fac asta sau mai vin cu pistolul, o să pară că am făcut-o special. Mă, dar ai început să... Cred că ai început să îmbătrânești. Da, da, da. Nu mai sunt atât de temerar. Da. Știu, mă enervează un pic. Mi se pare că încep să... Din contră, ești clar din ce în ce mai bun la asta, mai experimental la asta și tot respectul pentru asta. Uh-huh. Dar mi se pare că față de atunci când te-am cunoscut eu și te-am văzut prima oară, a scăzut un pic apetitul pentru risc. Da. Am început să... De ce aceasta? Dar nu era risc atunci? Simt că doar era mai... mă gândeam la mai puține lucruri și de asta aveam timp de wackiness atât de mult. Și plus că cât wackiness vreau eu, la un moment dat trebuie să faci ceva cât de cât convențional ca să mai urci și apoi să pui wackiness-ul în fața oamenilor. Unless mă pune cineva în show-uri încă 2 ani fără să fie justificat. Adică trebuie să fac ceva ce e convențional până să începem să facem acum lateral comedy sau chestii din astea. Mi se pare că erai... Și cumva cred că ai rămas, chiar acum nu te mai ocupi așa de mult cu asta, principalul exponent al acestor chestii alternative. Și erau, mi-aduc aminte de stelea de la Comis când abia mă apucasem eu, în care nu mi-aduc aminte să văzut o chestie de 2 ori. Da, 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 da. Adică aveai o grămadă de chestii. Nici nu-mi dau seama dacă procesul prin care treceai, dacă tot timpul te apuca ceva atunci sau, dar mă gândeam în ziua, da, da. Aveam acest sentiment de chiar dacă urși eu în seara asta sau sunt și eu pe aici,
o să devin spectator 5 minute, pentru că truly vreau să văd ce vrea să facă Ionita. Da. Iar știi care e faza? Că nu era la început stand-up-ul, clar. Dar cumva era mai puțin industrie decât e acum. Acum s-a stabilizat destul de mult. Adică era la începuturile comics-ului, abia se deschisese și The Full. Când era 99 și open mic-ul la aglomerat, aș zice eu, parcă erau altfel lucrurile. Apoi s-au deschis open mic-urile astea și era aproape că urcai la fiecare open mic, ce bine era. Și pe urmă a început să fie industrie, ceea ce e corect. Și trebuie să te gândești că trebuie să fii și tu un produs vandabil sau cum se spune pentru cineva la un moment dat, să nu doar te joci. Că eu pot să mă joc, dar vreau să iau și în serios lucrul ăsta. Adică aș putea să mă joc dacă n-am așteptări de la mine ca vreodată să fac bani din stand-up. Okay. Da, am așteptările astea, da, așa că o să vreau să fiu și eu serios. Zi-mi și motivul pentru care ne-am adunat astăzi aici. Da. Și anume The Mic. The Mic. Cum a fost pentru tine experiența The Mic, Alex Ionită? Bă, lejeră, nu știu, eram tot așa part-time acolo eu, adică part-time, na, după 5 mi-a început treaba și, nu, pentru mine a fost fain, nu mai fusesem în Cisnădie, clar nu mai participasem la un talent show în calitate de coprezentator sau ce naiba eram eu backstage și de acolo s-a simțit bine. N-am nimic cu Cisnădie, dar au fost puțini oameni, asta e singurul regret oarecum, că chiar cred că se făcea o energie mai puternică. Noi ne-am distrat pe cât s-a putut și pe scenă și în afara ei. Ăsta aș zice că a fost un mic impediment, dar n-aș vrea să o dau pe public. Bănuiesc că ăștia erau oamenii, știi? Și n-au venit acum oameni din toate colțurile țării la Cisnădie. Absolut. Poate se dorea asta și na, nu s-a întâmplat. E ușor nerealist să te aștept la asta să se întâmple. Da, da, da. Dar a fost fain. Și mie mi s-a părut, inițial când am văzut Cisnădie, am zis, bă, știu ei ceva, ce nu știu eu. Da, și eu când am ajuns acolo am crezut că e, îți dai seama, hub. Și cumva, știind că e Cârje foarte implicat, mă gândesc că de obicei pe ce pune mâna Cârje, da, se vinde cumva, face el cumva, își dă el interesul și se întâmplă ceva. Da, din nou, asta nu înseamnă că nu s-a vândut, doar că pentru genul ăsta de format, clar, mai ales fiind o filmare, cu cât mai multă lume, cu cât mai multă energie, produsul e automat mult mai bun. Și e... Și mai fusese niște show-uri de stand-up, din ce am înțeles înainte de The Mic. Adică gen oamenii, poate, ăia super curioși. Se făcea la Cisnădie. Și la Cisnădie, dar mă refer și în Sibiu, s-au făcut niște show-uri mai mari înainte de The Mic și poate oamenii au decis să nu mai iasă, știi? Că nu fuseseră la show-urile alea și au crezut că, bă, l-am văzut deja pe X, nu-l mai văd și în juriu. Sau deci ceva de genul. Deci e cu totul altceva. Știu, știu, dar e greu să explici. Cum a fost pentru tine cu moralul din spate al concurenților? A fost, te-ai simțit așa ca pe peronul unei gări în care ai văzut toate sentimentele, trăirile, emoțiile, nu, săruturi, plânsete, râsete? Nu, nu mi se pare că a fost atât de dramatic. Ok. Pentru cameră era bine dacă era și mai dramatic, dar nu, mi s-a părut că oamenii au fost destul de chill. Nu s-a simțit miza, știindu-se oricum că nu se filmează acolo finala și va fi aici. Cumva și până în semifinale, gen, mulți, dar nu pot să dau nume, erau, bă, dacă ajung până acolo, sunt ok. Și eram, sure, mentalitate corectă, dar pe cameră ai să vrei să câștigi. Știu, toată lumea era prea chill și... Da, s-a văzut un pic lejeritatea. Tu ai fost vreodată la TV? Am fost la Tele7 ABC și am spus poezii când eram mic. Nu, okay. n-am fost la comedie la TV, cred. Nu cred că am nu fost, nu. Nu, nu, n-am fost. N-am fost că am politica asta de a nu merge la TV. Pentru că eu vreau ca TV-ul să moară, dar nu reușim să-l facem să moară. Dar lucrați intens. Lucrăm masiv și o să câștigăm. Se face tot ce se poate. Bine, o să câștigați din oficiu cumva că internetul takes over. Da. Dar a găsit și TV-ul acum. Mă, se cântă acest cântec de lebăd al TV-ului de... Bă, știu, 15 ani încoace. Știu. Still standing. Nu crezi că o să rămână un soi de nișă? De, uite, cum mi se pare că se întâmplă ușor-ușor cu radio-ul deja. Bă, nu știu, eu chiar cred că radio-ul o să funcționeze mereu. Mai ales în România, mașinilor, milioanelor de mașini. Bă, da. Față de TV, unde numai dacă ai Netflix, asta e. Eu cred că sunt oameni care n-au Netflix și de asta, sau n-au atât de simplu accesul la internet cum l-au tinerii. N-au multe lucruri și... Da, ai pe antenă și pe ProTV, știuți. Dar la radio mi se pare că în România, eu nu știu cifrele din țările din jurul nostru sau în general care e statistica, dar eu cred că în România
matinalele în continuare fac niște cifre insane uitându-mă la trafic. Și ce fac oamenii în trafic? Când o să renunțăm și când o să avem biciclete, ca în Olanda, radio o să moară. Asta e... Bine, pe de altă parte, tu nu ai mașină, nu? Nu. Eu la mine mașină, nu-mi prea merg cu mașina lately, dar nu mi-aduc aminte ultima dată când am pus radio și n-am pus Spotify. Eu știu, dar tu ești tânăr. Eu mă gândesc că în trafic sunt mai puțin tineri decât oameni care ascultă radio. Așa este. Așa aș zice. Aș zice că tinerii ori sunt mai lejeri cu programul, nu trebuie să fie la 7 dimineața la muncă, ori au metrou, ori au astea puțin tineri dimineața, cred eu. Sunt care clar ai playlist-ul tău conectat frumos. Da. Și dacă n-ai mașină smart, ești conectat. Deci crezi că există o conspirație a industriei automotive și a radiourilor? Da, eu cred că de asta funcționează radiourile și în străinătate, că îți intrau, făceau Ford-uri cu Pandora, știi, sau cu chestii din astea. Adică eu chiar cred că nu le lasă și Apple Music-ul la fel, în CarPlay și toate astea. Adică cumva ține, mașinile vor ține muzica mereu, mi se pare. Da, true. E oarecum o chestie. Așa, zi-mi cu The Mic, aș vrea să-mi spui un lucru orice. Care ai rămas după fiul, fiul pe care l-am primit mai repede decât era în contract. Ah, ok, am crezut că fiul în sensul de băiatul tău de 8 luni acum. Nu pot să-l recunosc încă. Da, da. Nu. N-am făcut sex la Ciznădie. Nu? Pot să anunț de pe acum. Păi și, dar ce te-a ținut în lanțuri, tu fiind al mintei o bestie în viața ta în rest? Da, am avut și camera mea din a doua noapte. Ai stat în cameră cu cine? Eu am stat în cameră cu Cosmin, impresarul, prima noapte, că a fost o confuzie masivă. Ok. Gen, multă lume n-a stat cum trebuie, cred că prima seară. Și eu aveam o cameră, eu așa cer în contracte peste tot, ca să știți dacă aveți nevoie de mine la orice de acum încolo, eu asta cer. Eu nu cer bani și cer camera mea oriunde merg. Oriunde merg. Deci e important pentru tine să stai singur, să ai spațiul tău. Să stau gol în camera mea. Să gol în camera ta. Eu vreau să petrec cât mai mult timp gol în viața asta. Am descoperit târziu goliciunea. E foarte sănătos. Fai de capul meu, frate. Eu stau în casă, în chirie, cu oameni și stau gol în camera mea. Adică pericolul e... peste tot sau cum faci? Da. Să zicem. Am înțeles. Bine, tanti. Și curăț. Da, eu asta vreau. Și deci, stai așa, m-ai întrebat cu ce am rămas. Bă, cred că am rămas cu... Mamă, foarte... Nu mi-am pus întrebarea asta. Acum realizez că nu mi-am pus întrebarea asta. E foarte posibil că atunci răspunsul să fie cu nimic în pula mea. S-ar putea să fie cu nimic, dar n-aș vrea să zic cu nimic. A fost fain. Am rămas cu niște prietenii, semi-prietenii, cu niște oameni cu care nu aș fi interacționat fără The Mic. Fără posibilitatea asta. Poți să-mi spui cineva care ți-a părut un terminat înainte și acolo ai descoperit că de fapt e un om nice? Jean Holban. Mi se pare extraordinar. Da, este extraordinar. Pentru mine acum Dan Birta și Jean Holban sunt to watch. Oamenii to watch în comedie. Jean, din diferite motive. It takes a minute. Oh, of course. Dar dacă te ia cu el, da. Salut. Salut. Oh, e un personaj foarte interesant. Da, da. Place Jean mult. Holban. Place foarte mult. Ți se pare că... Plac oamenii care au deja umor. Nu trebuie să muncească foarte mult la el? Ce interesant. Nu vreau să dau mai multe detalii. De ce? Nu e nimeni în cameră. Doar așa, că sunt în industrie mulți oameni care nu sunt atât de fan și devin fan pe scenă. Și sunt, bă, nu-i pentru mine, na. Fă-o pentru oameni acolo, de-o aș vrea și în private să fii fan. Mi se pare că tu pur și simplu arunci aceste chestii foarte misterioase așa all of a sudden și n-ai nimic în spatele lor de fapt. Eu sunt gata să fac reveal-ul când ies din industria asta, dar nu vreau să rămân, Dar când ies, adică eu deja scriu la carte. Ok. O să fie rău, pentru că știu foarte multe lucruri, da. Bă, da. O să vă zic și cine scrie pentru cine și o să fie complicat. Holy fuck. Yes, yes, yes. Vrei să vii la acest podcast când o să-ți faci ieșirea din industrie să spui tot? Bă, sincer, nu știu câte view-uri face asta, dar speram măruță, adică nu speram să fie open podcast unde îmi lansez cartea. Eu pot să înțeleg asta. Ok. Eu pot să înțeleg și nici măcar nu mă simt ofensat. Dar nu era de tine, era doar de cifre. Dar nu ai vrea să ai alături pe cineva care rămâne totuși parte din industrie, că poate poți să pun întrebările alea la care măruță nu s-ar gândi. Adevărat și asta. Dar nu vrei să mergem împreună la măruță? Ba da. Sincer, hai să mergem împreună la măruță. Cred că ba da. Da. Tu în perioada asta ce dracu mai faci, Alexioniță? Eu, în perioada asta, sunt scenarist la unele lucruri și atât. Dar sunt scenarist în multe locuri. Am înțeles. Nu pot să zic decât unul, că îmi scrie Hanoracu unde sunt. Da.
În rest nu pot să zic că sunt ghost scenarist. Am înțeles. Zi-mi dacă putem, adică eu o să te întreb pe tine și văd de acolo unde. Da, mă, da, normal că putem, ce? Suntem într-o perioadă în care, după cum cred că știm cu toții și e public deja, cinematografia a explodat. Da. În consecință se filmează filmul Bass House The Movie. Yes. Film al cărui co-scenarist Un băiat care a scris niște scene, hai să zicem așa. Sub-scenarist. Sub-scenarist. Dar îmi place foarte bine sub-scenarist. Sub-scenarist? Okay. Da, deși nu mi-am luat... Deci proiect al cărui sub-scenarist ești, da, iată. Da. Ce ne poți da din casă pentru acest... Pot să vă dau că din casă că e mai profesionistă treaba decât bănuiește lumea. Okay. Și chiar aș vrea să transpire lucrul. Pentru că de ce eu asum că lumea crede că nu? Pentru că sunt niște tineri și ai impresia că și el n-o să, o să facă ceva, na, cum au fost celelalte proiecte ale lui, filme pentru copii. Nu că ăsta n-ar fi pentru tineri de asemenea, dar n-am fost la filmări într-adevăr, la Five Gang The Movie și Crăciunul sau cele două. De asta probabil nici și nu... acolo au fost făcute profesionist, doar că aici mi se pare că e de capul meu, e atât de serioasă treaba și toată lumea vrea să iasă bine și îmi place foarte mult că învăț de pe set chestii. Mi se pare că nu mai este această chestie cu Shelly este acest puștan care face el o chestie pentru copii. Da. Din contră, mi se pare că dacă pune Shelly mâna pe ceva, da, e dă-te. Și ca este Shelly acolo, ești nebun. Și ca să zic ceva pentru care nu mă plătește Shelly. Așa. Și ceva ce simt că nu, oamenii nu realizează neapărat, văzându-l pe el și având și porecla dictatorul mai recent pe internet, Shelly deleagă foarte mult lucrurile. Și în același timp face ceva ce eu am făcut în viața mea când eram și eu mai tânăr. S-a înconjurat de oameni mai în vârstă decât el, care știu unele lucruri să le facă bine. Și chiar dacă el este, nu, e numele lui pe companie sau apare că el ia ultimele decizii, întotdeauna dacă ideea lui nu e mai bună decât ideea pe care i-a fost propusă, merge pe profesionist. Eu aici nu mă refer la mine, mă refer la niște oameni super grei în industrie cu care se sfătuiește. Și asta mi se pare că îl face să fie diferit față de alți puști up and coming millionaires. Că ei în continuare sunt singuri. Cred că știu și mai la bine. Un moment dat, da, o să meargă bine, dar de-aia merge rău la un moment dat. Și la el, dacă e vreodată să-i meargă rău, sunt oamenii ăștia cu care se sfătuiește constant și o să meargă bine. Eu ce m-am întrebat tot timpul este dacă tu ai de gând să faci tranziția și în fața camerei, având totuși acces în niște medii. Nu văd beneficiu pentru mine, cu excepția unor cifre pe social media. Totuși avem exemplu Șef la Furculițe. Da, dar ăla e proiect personal. Eu vreau ca un proiect personal să crească pe resursele mele. Uh-huh. Eu știu că m-am folosit puternic de influențele mele ca să aduc niște oameni la Șef la Furculițe, clar. Este. Dar în același timp nici n-am fost, dă și mie share la sau asta, da, că ar putea să facă niște cifre dacă întreținem artificial lucrurile, dar n-aș vrea. Chiar aș vrea să fie grind și să fie dacă merge bine, dacă nu merge să ne lăsăm, știi cum. Și ai un soi de variantă ideală de alecționiță de peste 10 ani? Unde l-ai vedea? Peste 10 ani aș cam vrea să fac exitul din industrie. Exitul, ok. Da, unless reușesc să fac comedie. Dacă nu reușesc să fac comedie, în continuare să mă chinui. Ok. Stand-up, când zic comedie. Dar pe părții celelalte exit și să mă concentrez pe familie, zicem, în 10 ani. Da. A cui familie? Pe familia mea sau pe familia ei, că aș vrea să aibă copii în același timp. Ar fi mult mai ușor pentru mine. Da? Da, da, mi se pare, decât să stăm să creștem un copil. Te uiți la Power Couple? Nu, dar știu ce s-a întâmplat. Deci, te referi sigur la altceva față da, de... Da, da, clar. S-a mai întâmplat. Nu putem să vorbim despre asta, nu? Nu, zi tu la ce te referi. Eu nu mă uit la Power Couple, dar mă uit la Speak și Ristei care se uită la Power Couple. Da, au început fierții. Eu m-am uitat la Insula Iubirii când au făcut fierți. Sunt atât de asta amuzanți. Nu m-am uitat, sunt amuzanți, nu? Bă, sunt doi băieți super. Da, chiar da, sunt. Da, este super amuzant ce se întâmplă acolo. Da. Atât de mult încât nu, pentru mine nu are niciun sens să văd emisiunea. Sunt clar nu mai are super sens. Împăcat să mă uit doar la ei, da, uitându-se la emisiune și vorbind despre ei. Cred că o să încep și eu să mă uit și la Power Couple la ei. Dar este, uitându-ne și la Shelly, trăim într-o era a reactului, a lecționiță. Aoleu, e insane. În ce? Mie mi se pare un pic prea mult, dar sunt șocat de cât de hungry e piața.
Mie mi se pare că e mult React. Care crezi că este cauza? Am și o teorie, spuneți care e a ta. Mamă, chiar nu am teorie aici. Pur și simplu cred că oamenii vor să gândească altcineva glumele sau să facă rezumatul pentru ei. Cred, chiar cred că asta e. E mai ușor de consumat dacă te uiți direct cu comentariile. Sau poate singurătatea de acasă, că nu te uiți cu prietenii, te uiți singur și așa pare că ăștia sunt prietenii tăi care fac miștouri despre aia din emisiune și tu râzi și ești, pare că ești cu ei la masă. Nu odată, știu care e faza. Poate să umple un soi de gol. Nu știu care e faza. Mi se pare că e și un soi de... hrănește niște păreri gata digerate cumva. Da, da, da. Adică da, da. Dacă tu, ca să dăm un exemplu din nou, super topical, tu ai văzut piesa Macarena Erika Isaac, nu știi ce să crezi despre asta sau ai niște gânduri, dar nu ești convins. Vrei să vezi ce cred alții ca să-ți însușești și tu o părere. Da. Și scrii, The Vogue, Silviu Fire, părere că sunt oameni cu păreri ok. Da. Te uiți la aia și cumva mi se pare că pentru mulți sau pentru mine cel puțin sunt momente în care și eu mergeam către concluziile alea, dar m-a luat de mânuță. Te-a luat și de m-a mânuță. Dus direct la... la asta te gândeai și nu puteai să verbalizezi. Sau asta voiai să zici, dar nu știai exact cum s-o frazezi. Dar uite, poți să fii manipulat în felul ăsta. Absolut. Asta e o chestie despre care trebuie să vorbim, poate. Că la un moment dat poate să fie și unghiuri politice în aceste reactori. Mă, ce chestie. Ai văzut că George Simion are interdicție în Republica Moldova pentru 10 ani? De la ce? Nu, n-am văzut. Nu urmăresc politica deci deloc, dar o să votez aur. Zi. Eu mă mai uit la știri. Ceea ce se pare că foarte rău fac vorbind cu tine. Da, acum, da, da. Eu nu are sens să mă urmăresc, că știu cu cine votez. Da. De George Simion am aflat... Visul meu e să-i aduc pe Simion și pe Șoșoacă împreună și să-i împăcăm la șef la furculiță. Oh, my fucking God. Adică clar să comentăm episodul telefonul. Cum e tot o să facă 30.000 de views? 30, da. Dar o să fie legendar, o să intre în istorie. Da. George Simion a avut interdicție să intre pe teritoriul Republicii Moldova din 2018 până în 2021, cred. Așa. Incredibil. Și acum i s-a pus o interdicție de 10 ani. Dacă s-a putea să mănâncă cat. Dar am văzut sigur o știre, nu mi-aduc aminte exact datele. Așa. Pentru că șeful serviciilor de apărare secrete așa, al Republicii Moldova așa. Are aceste dovezi cu el având, rus? Da, având o oarecare influență rusă și spunând că dorința lui este să destabilizeze cumva politica Republicii Moldova. Și da, are interdicție în Republica Moldova. Deci scopul lui Simion, că până la urmă Simion e omul care e în spatele scrijeliturilor Basarabia în România peste tot, de-a lungul timpului în țara asta, din ce știu. Da? Da, el este omul care a scris Basarabia în România pe gardă. Dar nu sunt long before his time? Nu știu. Simt că așa am eu informația. Adică gen și el era cu Unirea, ca și Băsescu sau alți oameni. Și acum că e... total rusofil demonstrat. Eu aveam doar informații că este homosexual. Dacă allegedly, nu este. Allegedly. Ilinca e top, uite. Dar, place și-mi scoate. Super interesant. Asta spunea acest ministru. Nu i-a spus cu 3 luni înainte că trebuie să ne căsătorim ca să întreținem aparențele. Allegedly. Așa acest ministru al serviciilor secrete din Republica Moldova spunea în acest interviu că tocmai rușii au niște lucruri incriminatoare. Da, și România. Ceea ce, cumva, având și această chestie pe masă, de, care din nou este super allegedly, dar ea existând pe masă... Nu e nimic allegedly că merge în Berlin și întreține relații sexuale cu bărbați. Asta? Allegedly. Așa. Așa, da. Așa. Poate tocmai asta este un soi de blackmailing pe care rușii poate să-l facă, de genul, uite ce putem noi să spunem public dacă tu nu faci acest favor pentru noi. Da. Eu simt că dăm rușilor prea mare importanță. În ce sens? În sensul în care eu chiar cred că nu ar trebui să ne afecteze. Simt că suntem o miză atât de mică pentru ruși, noi, înaintea Republicii Moldova, înaintea Ucrainei, înaintea Americii, că ne băgăm, mi se pare că noi ne băgăm mai mult la ruși decât ar fi Putin interesat. Așa zic eu acum, pe planul lui Putin, România e mai jos de locul 5. Pe priorități, da, de influențat alegeri, influențat chestii. Normal că vrea să influențeze. În general, tot, probabil. Dar eu zic că avem noi niște probleme cu parlamentarii ăștia pe care îi votăm, de n-au nicio treabă cu Rusia și din competență, știi? Da, adică nu avem atât de mulți infiltrați ruși. Avem doi care țipă și se bat între ei. Deci e absolut... Fair, d'accord, da.
E absolut. Într-adevăr, poate o să scoată cifre puternice, dar nu știu. Simt că pot fi opriți oricând. E posibil să fie și un soi de ură așa transmisă generațional de la... Că, cred că știi și tu cum știm cu toții povești despre ce au făcut rușii când a fost pe aici. Și atunci cumva e posibil să pleci de la minus 3 și să vrei să te raliezi împotriva lor cumva by default când se întâmplă ceva. Da. Mă gândesc. Da. Pizamați. Cine știe. Bine, ne pricepem oricum la puține lucruri. Politica este clar nu unul dintre ele. Da, nu. Dar asta nu înseamnă că nu putem să avem și noi păreri, la fel cum poate și Marian Godină să aibă păreri. Bă, la fel cum ce a zis Exa Godină? Că nici n-am urmărit, sincer, to be honest. Doar am auzit că și-a cerut și scuze. Da. Ceea ce e atât de stupid. E foarte greu. Să un om de vârsta asta, nu știu ce a spus, dar zic doar atâta și îmi explici tu. Da. Un om de vârsta lui încă să mai greșească în felul ăsta public. Ce? Public? Nu e ca și când a vorbit cu prietenii și s-a auzit, zi-mi tu ce a zis. Mie mi s-a părut probabil că a vrut să vândă niște cărți sau niște chestii. Da, de ce îți ceri scuze? Aia e rău, păi nu? Cumva poate ai inflamat. Spune o situație. Spune ceva despre tine că nu... Și după ți-ai și cerut scuze ca astfel încât imaginea să nu fie atât de pătată și cumva mergi mai departe în viață și ai turneu în 30 de oraș. Ce a zis? Ce a zis? Ce a zis? Bă, e ultimul turneu. Așa, abia aștept să fac. E foarte greu de spus, adică nu pot să-ți fac un tlădârâ, pentru că sunt enorm de multe cuvinte pentru foarte puține rău? Lucruri spuse. A. Adică este un soi de, știi cum mai vorbește Blănar? Uh-huh. Când el vrea să zică fumatul e rău. Da. Și el îți povestește despre mămăița lui, așa, care a avut această problemă de sănătate, așa, care fuma țigările alea care n-aveau filtru și daia. Și cumva... el ar putea să fie extrem de eficient în cuvinte, da, dar Forsamb Reason are nevoie de 3000 de caractere, știi? Am văzut ceva pe TikTok acum mai devreme că Jorge a declarat că dacă ai decolteu ți-o cer sau ceva de genul. Asta mi se pare, despre... dacă n-a zis asta Godină, ce dracu a zis, știi? Nu, e tot un blame shifting și ce a făcut Godină, în care explică de ce... Ce a făcut Godină, dacă ar fi să pun într-o propoziție, este a făcut un soi de dar. Ok. Și de aici, adică... Și de la dar s-a supărat lumea, nici nu mai ascultat. Femeilor, okay. Dar de fapt și voi, cu tare. Okay. Și atunci, adică am citit chestia pe care a scris-o Godină, și pur și simplu am stat cu mine 10 secunde după ce am citit-o și mi-am dat seama că nu am... Ori sunt eu deosebit de prost, ori literalmente am citit nimic, pentru că n-am înțeles aproape nimic din această chestie. Aia e incredibil cum Marian reușește să rămână relevant totuși. Și abia aștept să ne vedem la show-uri. Și vă rog, stai spățile astea că acum realizez. Așa. Nu, glumesc, lăsați-le. Nu, Manuel, să-mi curcă, nu se uită nimeni la asta. Dar mă, că nu se uită nimeni. Dar este... Dar eu nu-l cunosc, de asta vorbesc așa. Că îți dai seama, când o să dau mâna cu el, îl cunosc. În sensul că am fost la roast-ul lui prin backstage acolo. Nu, nici făceam stand-up pe vremea. Păi da, deci nu, probabil nici nu o să mai facă, dar e ok. Eu l-am văzut sâmbătă pe Marian Godină. A, l-ai văzut, uite, vezi? Da. Păi zi mă, tati, niște păreri, nu mai lăsa pe mine să mănânc căcat. Dar tot ce pot să zic este că... Monolog? Nu. Okay. Eu am venit în spate, era știgem de situație, când sunt mulți oameni irelevanți în industrie în spate și te duci și lași geaca și pleci, că n-are rost să stai să discuți, că tu ești pe la poli. Ok. Dar... am intrat și se asculta piesa Macarena. Ah, wow! Și am avut acest gând de, bă, sunt atât de curios și aș vrea să stau, dar nu, i-am pula să trag un scaun doar să atârn, dar sunt atât de curios și după cumva s-a întâmplat postarea și mi-am dat seama, ok, deci nu, gândurile au fost puternice. Dar are pasii din asta, are grup Godină, merge cu oameni în green room-uri? Stătea în green room-ul aferent deja clubului. Okay. Adică era deja aici, erau oameni care au la muncă la show, prin care erau pe aici. Okay. Și acum și Marian Godină. Da. Bă, eu aș vrea ca să cumva să concluzionăm asta și să nu fie nimic with ill intent. E loc pentru toată lumea sub soare. Da, man, el aduce alți oameni poate care nu au venit la stand-up, mi se pare extraordinar. Deci nu este absolut nimic greșit în faptul că Marian Godină pune show-uri de comedie, basically, pentru că n-a scris stand-up pe niciun afiș, nu știu dacă ai văzut. Păi da, dar știu că, adică, așa trebuie să scrii, așa. Așa, așa trebuie să scrii.
Dar și oamenii țin cu mândrie la cuvântul stand-up acum, că îl folosesc oricum alții care nu fac stand-up. Păi da, deci, dar ce avem înțeleg, în viața asta? Da, mă știu, avem puține chestii mai aici. Vine cineva și se joacă cu jucăriile astea. Da, da, și noi suntem niște amărăți insecure la finalul zilei, de ce să ne căcăm pe noi? Bă, și dacă iese lui Marian, că eu la asta mă gândesc. Ar gen, fi acum, foarte bine. Acum e la început și cu siguranță și probabil și-a dat și el seama și mai ajustează ca orice comedian. Evident, evident. Dar dacă devine super bun, mă, și se ține de comedie. Bravo lui. Și îl depășește pe micuțul și e lui C.K. deodată. Ne luăm o palmă? Nu, gândește la scenariul ăsta. De noi, că bă, ne chinim și noi putem scrie doar 15 minute pe an și e greu. Și vine el și scrie în 3 seri. 16 pagini. Și face stand-up. Știu că nu, probabil nu o să fie. Da. Doar, eu doar arunc un scenariu. Da, da. Da, pe de altă cum parte, ar fi să vină un prodigy din ăsta? Păi gândește-te că și la vârsta asta. E important și odată pentru mine faptul că te apuci mai târziu în viață și un argument de mai bine. Probabil nu că mai faci cu, multe greșeli. Că vii cu altă încărcătură, ai mai trecut niște căcaturi. Ai mai multe lucruri despre care poți să vorbești, ai o părere mai avizată eventual, pizda măsii. Da. Dar el nici nu vine... traseul nu este al unui om care nu are notorietate, gen. Da, asta e, da. Adică mai zi-mi un alt exemplu de om care cumva e un talent nedescoperit al stand-up-ului, el tot va trebui să vină la open mic să o ia pe acest traseu în care adevărat și asta. Cumva ești în acest primordial blackness în care și dacă ești un geniu, să presupunem, tot e, n-ai neapărat toate resursele să-ți arăți geniul ăla. Versus, m-am gândit la asta, vreau un show mâine. Da, eu nu știu, Mariana, a mers la open mic-uri? Eu nu l-am văzut niciodată la open mic la full, pot să spun asta. Nu știu dacă a fost în altă parte. Asta-s curios. Nu a fost că nu știu. Da. Dar... Bă, da, hai să vorbim de problema reală a societății. De ce vor polițiștii să facă stand-up? Că și Tavi Perțe, acum următorul invitat la Șef la Furculițe, e un mare amator de stand-up. Și bănesc că, adică la Tavi știu că l-am mai văzut cât de amuzant este, pe Mariano să-l descoper. Dar vezi, polițiștii doresc să devină stand-uperi. Teoria mea este că sunt aceste meserii în care aduni povești, indiferent că Da, chiar, de genul polițist, șofer, da. Cumva întâlnești oameni, situații, cazuri dubioase, ciudate. Da. Și știi cum a zis acel citat celebru de la Charlie Chaplin, că din interior totul e o dramă și din exterior totul e amuzant. Cumva ai adune aceste povești și după 10 ani, dacă te uiți cu o distanțare la ele, vezi chestiile ciudate, unghiurile funny și ne-au lovăsat de nextă meseria asta, pe care poți să le spui. Da, e rost de o perspectivă foarte mișto, atât cât stand-up urcă și vorbesc despre polițiști și interacțiunea cu polițiști, acum să fie din interacțiunea de polițist povestit, adică pentru oameni ar putea să fie fain. Dacă ei vorbesc despre meseria lor, dar ceva mă face să cred că nu vorbesc despre meseria lor. La bază, probabil. Sau poate Marian vorbește. Simt că a scris atât de mult despre meserie că poate vrea să facă glume despre altceva. Sigur, adresează asta. Da, probabil. E și ar fi culmea. Dar mai multe o să vedem pe parcurs. Ai vreo informație dacă se va mai face un sezon din The Mic? Nu dețin informație. Okay. Și chiar nu dețin acum, că stau să mă gândesc. Okay. Da. Unul din rarele momente în care nu dețin informație. Da. Cred că e prima oară în viața mea când te o spun de asta. Da. Ori am fost înlocuit dacă se lucrează. Ok. Așa mă gândesc acum dacă asta nu dețin informația. Ori se așteaptă totuși finala ca să ai niște analitice bune. Da, cinstit. Contează mult și finala. Sunt probabil și principalul tractor al proiectului. Adică mă gândesc că ar trebui să fie. Ar trebui să fie, ar trebui să vorbim cu micuțul să fie prezent, da. Oameni buni, vă mulțumim pentru timpul acordat pentru acest podcast. Sperăm că am făcut ceea ce încercăm să facem cu fiecare episod, și anume să nu vă răpim foarte mult din atenție, să nu deranjăm și să fim perfect depuși pe fundal în timp ce se întâmplă o altă activitate, fie casnică, fie mai călătoriți dintr-o parte într-alta, sunteți în drum spre muncă, înapoi dinspre muncă. Dați-mi voie să vă invit ca în fiecare zi de joi la open mic. El se întâmplă la Clubul de Full de la ora 8, e gratis. Este super caterincă. Ocazional puteți să vedeți și oameni foarte interesanți, cum este Alex Ionință, care va și urca în seara asta pe scenă. Nu există nimic mai bun și mai gratis. Da. În materie de entertainment, într-o seară de joi. Da. Și aș vrea să iau un pic din coaiele Carlsberg și să spun că este probabil cel mai bun open mic din România.
Open mic-ul de la The Fool? Da. Da, este probabil cel mai bun open mic de la, din România. Pula. O să zic asta la toate podcasturile despre open mic-ul la care merg. Doar ăsta are. Ok.